Bună ziua, dragilor! Haideți să vedem cum va fi data de 25 iulie. Să sperăm că Salem ne lasă, că așa că am făcut apariția și ea pe aici printre cărți. Dar să sperăm că ne și lasă. După cum știți, sunt trei variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei. Salem, nu-i voie la camera. Salem, îți? Nu-i voie. Ok. Sper că v-ați ales. Iar eu voi începe cu prima variantă. Să vedem cum va fi data de 25 iulie pentru cei care ați ales prima variantă. V-a ieșit o imagine și anume steaua care vă anunță succes în afaceri. Deci, nu știu ce afaceri faceți voi sâmbătă pe data de 25 iulie, dar indiferent ce afaceri intenționați să faceți, sunt cu succes. Indiferent că vreți să vindeți, să cumpărați, să vorbiți cu cineva pentru un proiect, pentru un contract, indiferent despre ce este vorba, este cu succes. Mai aveți aici și un cavaler, iar acest cavaler vă spune că tristețe de scurtă durată, dar apoi aveți ceva satisfăcător. Probabil că cineva încearcă să vă supere cu ceva sau persoana cu care trebuie să faceți afacerile o să încerce cumva să iasă în câștig. Însă, voi dacă sunteți atenți și vă dați seama, veți ieși să fie ambele părți în câștig. Mai aveți aici un porc, iar acest porc vă spune că supra-solicitarea în alimente vă va îmbolnăvi. E adevărat că e sâmbătă, e adevărat că poate mergeți la o nuntă, e adevărat că poate faceți un grătar acasă. Indiferent despre ce este vorba, încercați să fiți cumpătați, pentru că altfel, duminică, pe data de 26, veți avea de suferit. Și nu ar fi ok. Da? Bun, dar să vedem ce mai putem afla. Mai aveți aici și o casă, iar această casă vă spune că aveți succes în afaceri. Deci, încă o dată. Deci, este o zi chiar foarte, foarte benefică pentru voi, cu succes în afaceri, indiferent despre ce afaceri este vorba. O să mai arunc o privire să văd dacă mai avem și alte imagini. Nu, văd că alte imagini nu mai avem, dar pentru o singură zi sunt suficiente, mai ales că sunt imagini pozitive. Și am să trec la cea de-a doua variantă. Să vedem cum va fi ziua de 25 iulie pentru cei care au ales cea de-a doua variantă.
Văd că imagini din prima nu v-au ieșit. Ce pot eu să vă spun este că cred că unii dintre voi, bineînțeles nu este valabil pentru toată lumea, dar unii dintre voi aveți nevoie să vă cereți iertare de la îngerii voștri păzitori și anume persoanele care au plecat dintre noi. Fiecare știți pe cine aveți înger păzitor și ar fi bine să le cereți iertare și în același timp să aprindeți o lumânare și de ce nu seara la culcare să le cereți să vă ghideze. Pentru că văd că voi aici aveți o nevoie de o îndrumare, însă nu știți de unde să cereți acea îndrumare. Nu știți cum să procedați în anumite situații. Și atunci îngerii voștri păzitori ar putea să vă ghideze și ar putea să vă sfătuiască încotro vă îndreptați. Dar ei nu pot face asta decât prin vise sau chiar prin semne, să vedeți diferite, să aveți diferite semne, inclusiv pene, inclusiv păsări la geam, da? Să aveți anumite, vedeți anumite lucruri. Să vi se pară că vedeți anumite lucruri, să vi se pară că vedeți că se mișcă anumite lucruri și tot așa, da? Ceva care vi se întâmplă, ceva straniu, dar trebuie doar să fiți atenți și veți vedea că vă dați seama despre ce este vorba. Dar pentru asta trebuie să le și cereți iertare acelor îngeri păzitori, pentru că văd că aveți foarte multe lucruri benefice pentru voi. Aveți inima, care este destul de aproape, dacă sunteți persoane singure. Aveți o persoană care se apropie de voi. Este la un pas de a vă cunoaște și de a fi cu voi, doar că este ceva care a rămas blocat exact la ultimul pas. Și probabil că este și din această cauză că poate nu v-ați cerut iertare de la îngerii voștri păzitori. Pentru că avem și îngerașul la fel. Ar vrea să vă dea o veste bună, însă este la un pas de a vă da acea veste. Adică, de asta vă spun, încercați să faceți pace inclusiv cu persoanele care nu mai sunt printre noi. Mai văd aici că aveți un munte, iar acest munte vă spune că vei primi ajutor de la oamenii puternici într-un moment dificil. Vedeți? Deci, dacă faceți anumite lucruri, aveți oameni puternici, oameni care vă pot ajuta să ieșiți din anumite situații. Doar că probabil nu știți cum să apelați la acele persoane și trebuie să aveți o ghidare. Așa că acum știți cam ce trebuie să faceți. Dacă vreți, puteți face pentru a avea ghidarea de care aveți nevoie. O să mă uit să văd dacă mai sunt și alte imagini, pentru că, așa cum v-am spus, voi aveți foarte multe imagini apropiate, dar nu le putem uni. Da? Mai e ceva care le blochează. Dar să sperăm că pentru zilele următoare aceste blocaje vor dispărea. Bun, cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Și voi trece la varianta cu numărul 3. Să vedem ce ne spun cărțile pentru cei care au ales varianta numărul 3. Pentru data de 25 iulie. S-a format o imagine deja la voi și anume lemnele de foc. Din câte văd, sunt și în poziție pozitivă. Și o să vedem ce ne spun. Lemnele de foc ne spun că o bună stare de sănătate.
Deci dacă v-ați făcut griji pentru că, nu știu, ați avut o problemă minoră, să știți că nu aveți de ce să vă faceți griji, pentru că aveți o stare de sănătate foarte bună și benefic. Mai mult, sunteți voi cei care vă alarmați din nimic. Dacă vă doare un puțin capul, gata, ce tragedie. Dar trebuie să știți să luați lucrurile ușor, pas cu pas și ca atare și să nu mai faceți din țânțar armăsar. Pentru unii dintre voi, să știți că cât de curând veți merge la o nuntă sau veți face un angajament cu o anumită persoană. Dar în același timp, pentru alții, atenție mare că undeva cu ceva ați greșit și s-ar putea să ajungeți la despărțire, indiferent că sunteți căsătoriți sau nu. Deci undeva ceva s-a greșit, probabil acum sunteți în perioada în care încercați să mai îndreptați lucrurile, fiți atenți cum le îndreptați, dacă totuși le îndreptați, pentru că altfel riscați să ajungeți la despărțire. Pentru cei care au ajuns la aceste discuții din cauza geloziei, vă recomand să lăsați gelozia mai ușor, pentru că nu în toate cazurile aveți dreptate. Și până la urmă, și dacă aveți dreptate, dacă vă doriți să mai mergeți în această căsnicie mai departe, fiți un pic mai maleabili sau maleabile. Altfel, divorțați. Problema este că să divorțezi e ușor, însă după, dacă regretați acest divorț, nu veți rezolva nimic. Dacă problemele sunt probleme mari și sunt de mai mult timp și nu se mai poate repara nimic, atunci este altceva, atunci divorțul e singura cale. De ce? Pentru că fiecare dintre voi are dreptul să fie fericit cu cine își dorește și toți merităm să fim fericiți, iubiți și așa mai departe. De asta vă spun, fiți foarte, foarte atenți, pentru că mulți sunteți pentru o nuntă, pentru un acord, pentru angajament și așa mai departe, dar o parte sunteți pentru divorț, deci separare. Atenție mare! Da? Ok. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru voi, pentru data de 25 iulie. La cei la care m-am referit și la divorț și la nuntă, nu, pentru o parte se poate întâmpla pe data de 25, dar pentru alții se poate întâmpla în zilele următoare. Pentru că, așa cum v-am spus, cărțile sunt la un pas să se formeze imaginile și atunci lucrurile s-ar putea să se întâmple cât de curând. Ok. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!